Jale în satele de sub poala pădurilor, hoarde întregi de mistreți au început să dea iama în culturile oamenilor. Cum nu găsesc niciun fel de soluții, aceștia au cerut sprijinul autorităților. În cazul ăsta am rugămintea la dumneavoastră, aș vrea să ținem un pic aproape și să încercăm să rezolvăm o problemă a unor consilii locale care mi le-au ridicat la ședința la care am fost cu mistreții. Sunt câteva mari care se plâng că intră mistreții în culturile agricole. Eu am încercat să iau legătura și cu cei de la Asociația de Pescuit, Asociația Pescarilor și Vânătorilor, dar înțeleg că ei nu prea pot să facă nimic, că trebuie să deschidă sezonul. Dar vrea să țin un pic aproape. Și aici zic de Comuna Bălteni, de Făcuta și mai sunt câteva. În așa fel încât să putem să rezolvăm problema asta și să nu afectăm nici Reprezentanții inspecției silvice, cei cărora le-a cerut prefectul ajutorul, au ridicat din umeri. Nu au găsit nicio soluție pe moment. Foarte probabil, până vor găsi ei soluții, multe culturi vor fi făcute praf de porcii sălbatici și greul de-abia acum începe. Culturile de porumb cad și ele frecvent pradă mistreților imediat ce au știuleți.